Da, eu tot repet lucrul ăsta și într-o lună și jumătate șansele sunt relativ mari ca toată echipa de la Ministerul Sănătății de acum să plece, iar lucrurile astea nu se schimbă, nu s-au schimbat în câteva luni. Așa încât schimbarea, peste o lună jumate, peste două luni de acum încolo, nu mai depinde de noi. Puteți să ne întrebați, sigur, de ce nu i-am dat pe toți afară, de ce nu am făcut toate schimbările pe care puteam să le facem în lunile astea. O să vă spunem, și probabil cu asta o să vă sune ca o scuză, o să vă spunem că nu se poate schimba, nu se pot schimba roțile la avion în zbor, și o să vă spunem alte lucruri care pentru noi sună rezonabil, dar pentru dumneavoastră s-ar putea să fie pur și simplu prea puțin. Dar ce vă spun este că peste două luni de acum încolo, fiecare dintre dumneavoastră trebuie să știe ce vrea de la țara asta și poate și mai devreme la alegeri, ce vrea de la țara asta și cum vrea în specific să arate sistemul sanitar. Și fiecare dintre noi trebuie să facem bucățica noastră, fie că asta înseamnă simplu să mergem la vot, fie că asta înseamnă să, atunci când există cineva care arată o mizerie, atunci să spunem că lucrul ăla este în neregulă, de multe ori asta ajută. Iar politicienii și cei din vârful sistemului nu mai au luxul pe care îl aveau cu ani în urmă. Acela de a minți pur și simplu la televizor, să spune că totul este în ordine și că cine nu este medic nu are dreptul să spună nimic. Domnul ministru, aici vă contrazic.